Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian din Alba Iulia și-a desemnat vineri seara bobocianului școlar 2012-2013. Balul a fost organizat la Casa de Cultură a Sindicatelor, iar la final, elevii colegiului s-au distrat în club la un after party, unde atmosfera a fost întreținută de bine cunoscută artistă de muzică pop Corina. Balul bobocilor a adus pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor 12 elevi de clasa a noua de la Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian din Alba Iulia. Cele 6 perechi s-au întrecut în diferite probe pentru a câștiga titlul de Miss și Mister Boboc. Talentul elevilor a fost etalat prin momentele artistice care au inclus dansul, teatrul, dar și câteva probe de aptitudini. Câștigătorii din acest an sunt Luana Farca și Eduard Doncuț, bobocii Colegiului Economic care vor reprezenta liceul la alte competiții de acest gen. Seara de vineri s-a încheiat cum nu se putea mai bine pentru elevii Colegiului Economic. În club, Corina a încins atmosfera încântând publicul cu cele mai fierbinți hituri ale anului.